Se spune că, de mult, în vremurile de invazie, femeile din Oltenia de sub munte s-au refugiat în peșterile din cheile Oltețului, Polovragi și Muierii și peștera frumoasă din Văideni. Luni de zile au stat adăpostite în umbra din pământuri, trăind la limita subzistenței, până când rezervele de hrană din peștere au fost epuizate și n-au mai putut să îndure soarta crudă. Așadar, au decis să iasă la luptă împotriva garnizoanei otomane, care nu mai pleca din zona alunului Grădiștea. Adevărul este că armata de oltence, ajunsă la peste 3.000 de reprezentante, i-au speriat pe băgâni și aceștia au fost nevoiți să părăsească locul și să fugă jos spre Dunăre. Comunele participante la ziua de deschidere a festivalului Dealul Muierii au fost Polovragi, Baia de Fier și Văideni. Domnul director, într-un fel sunteți părtași a ceea ce se întâmplă în această zonă, colaborați, sprijiniți acțiunea Festivalul Dealul Muierii. De fiecare dată, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale este, ca să zic așa, activ în toate acțiunile culturale care se desfășoară pe raza județului Gorj. Bineînțeles că aici avem un parteneriat cu primăria din Polovragi, unde trebuie să participăm și să colaborăm și să și ne implicăm, dacă se poate spune așa, în tot ceea ce este artă populară și folclor. Cu primăria din Polovragi deja avem relații de mulți ani, pot să spun că de vreo 5-6 ani. Împreună contribuim la cetatea dagică de la Polovragi, unde o să vedeți acolo cam viața dacilor, ca să zic așa. În deschiderea festivalului ați rostit câteva versuri cu puternice conotații în istoria neamului, în istoria acestor locuri. Da. Aș vrea să ne le spuneți în direct acum. Da, vi le pot spune. Prima, că am avut două intervenții, a fost a marelui nostru Arghezi, care spunea: Gorjul e o regiune de surprize. Întâi, că se cuvine să fie pus întâi gorjanul. E el român, e el oltean, dar e mai mult decât atât. Gorjanul are, nu știu ce are, un lipici al lui, o noimă de aristocrație. Dacă n-ați văzut gorjencele acelea cu chipul brăzdat de soare, îmbrăcate într-o frumoasă maramă boierească, n-ați văzut nimic și merge să le vedeți. Pictorii care ne-au îmbuibat capul cu balcicul să-și ia șevaletul și să o apuce pe jiu în sus, de-a dreapta și de-a stânga lui, și să ne spui în expoziții cum li s-a agățat pensulele de sprânceana zmarandei, de-i țarii lui marin, de pletere palângului și de acea flacără mare care lumina cândva cel mai sărac județ, dar cu oamenii cei mai zdraveni și mai teferi la minte. Și încă una care se referea mai degrabă la conservatorismul, la conservatorismul locul țăranului din aceste locuri și dorința lui de a rămâne și a construi. Din popor, să știți că nu are un creator anume și este din popor. Am și eu la mine în sat un petec de ogor pe care taică-miu mi l-a lăsat. Și mai am acasă, la mine în pridvor, am și mândra mândrelor din sat. Ogorul meu și mândra mea doar Dumnezeu le poate lua. Dar eu știu că nu mă lasă singur să rămân, că și Dumnezeu e un bun român. Țara mea și mândra mea. Mi-am scris pe inima din piept doar două nume: România și cu mândra mea. Asta e tot ce am pe lume: țara mea și mândra mea. Vor fi multe țări în lume, dar eu nu le știu. Vor fi multe mândre peste hotare. Eu aici am crescut din tată în fiu și am iubit o fată de plugar. Aici am fost, aici voi sta. N-am niciun loc altundeva. N-am să vin să-ți iau mândra pe pământul tău, dar nici tu să nu vii pe al meu. Țara mea și mândra mea, amândouă la olaltă să-mi florească. Și mă rog la Dumnezeu așa: eu să mor, dar să trăiască țara mea și mândra mea. Ce mult spun aceste versuri despre istoria acestui neam. Român întotdeauna a fost și cred că nu există țară sau pe pământ care să fie mai talentată ca oamenii din țara mea. Nu există costum popular mai frumos ca și costumele din țara mea. Foarte adevărat. Mulțumesc foarte mult. Atât de aici, Anca, ai legătura.
Mulțumesc, domnul Banu. Tocmai am regăsit-o pe interpreta care a realizat și interpretat imnul Festivalului Dealul Muierii. Am compus fiecare vers în parte de la această melodie din trăirile mele, pentru că eu am copilărit aici pe Dealul Muierii. Pe mine mă leagă toată viața mea, toată copilăria și tot ce a fost frumos în viața mea de Dealul Muierii. Am scris cuvânt cu cuvânt din întâmplările mele și, bineînțeles, din trăirile tuturor celor care trăiesc pe Dealul Muierii. Pe tot traseul Dealul Muierii, de la Peșteri și până în satul Cruci, comuna Goiești, distanța măsoară 104 km, însă fetele participante au mers doar 83 de km pe jos pe deal, plecând din Peșteri și ajungând în satul Gurița, din comuna Goiești, în apropierea Craiovei. Încercăm să vedem ce se întâmplă în continuare. Fetele mobilizate care vor să imite ce s-a întâmplat atunci. Bună ziua, fetelor! Bună ziua. Ia spuneți-mi povestea acestei peșteri și a ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vreți voi să reeditați, iată, după aproape 100 și ceva de ani. Bună ziua! Deci povestea începe în secolul XVIII, când femeile se ascundeau în cele trei peșteri, peșterea Muierii, peșterea Polovra și peșterea Frumoasă de la Vaideni, pentru a se proteja de turcii care ocupaseră satele și în stânga și în dreapta dealului Muierii. Și voi ce vreți să reprezentați acum, în cadrul Festivalului Dealul Muierii? Vrem să recreăm aceste scene și să arătăm că femeile sunt puternice și că au dat dovadă de putere și că au... De inițiativă. Da, inițiativă și că au reușit. Ce urmează acum? Ce faceți? Recreați, dacă vrem să spunem așa, drumul femeilor din acea perioadă, nu? Da, recreăm tot traseul până la Craiova, sunt 80 de kilometri și vom parcurge pe jos. Veți rezista? Da. Bravo, succes! Drum bun! Festivalul a continuat cu alte povești ale locului care au fost puse în valoare. Da, domnul Banu, fetele au ajuns la destinație, sunt foarte fericite, gata, s-au reîntâlnit toate cele trei echipe. Am întâlnit și oameni de poveste aici pe Dealul Muierii. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Rogoveanu Vasile, din comuna Alimpesa Sârbie, județul Gorj. Vă mulțumesc că chiar ați ajuns aici la conacul lui Tăticu și chiar pe Dealul Muierii, Râpa Muțului, și am o plăcere deosebită când vă văd în preajma mea grupul respectiv și ziua respectivă. Legat de Dealul Muierii, era o graniță turcească care aici se vămuiau toate bunurile care se duceau către zona bulgară, inclusiv aurul care se extragea din Roșia Montană, aurul se ducea și în Egipt. Conacul lui Tăticu, ce reprezintă acest titlu? Conacul lui Tăticu devine un fel de poveste. Povestea respectivă e conacul lui Tăticu, vinul lui Tăticu, suica lui Tăticu, palinca lui Tăticu și asta va deveni o poveste. Când suntem bolnavi de sete, ne ducem la vie. La conacul lui Tăticu facem terapie. Dealul Muierii, cu o lungime de peste 100 de kilometri, este cel mai lung deal din România, cu o înălțime de peste 600 de metri în Roșia de Amaradia și este sărbătut de 12 drumuri naționale, județene, comunale și 240 de poteci. Adrian, suntem aici într-un colț de rai, practic. Ai putea să ne spui, să ne localizezi colțul de pământ, de țară, unde ne aflăm? Da, aș putea spune prima dată că sunteți în inima mea. Dar să vă și localizez, este în satul Cerna, comuna Vaideni, din zona frumoasă a Vâlcii. Și este locul unde am crescut, este locul unde vreau să dezvolt mai departe ceea ce mi-au lăsat bunicii. Iată, în România ai realizat ceva ce poate mulți doar visează, români fiind, trăind aici în țară, în tumultul orașului. Cum ai început? Cum? Să știți că la început și eu am visat și chiar nu credeam că e posibil să fac așa ceva. Dar puterea gândului, puterea pozitivă a ceea ce gândești chiar te ajută. Știu și țin minte că înainte de a mă gândi vreodată la festival, vedeam sculpturi, vedeam opere de artă și îmi spuneam oare cum ar fi să am și eu acolo posibilitatea să fac așa ceva. Și gândul pozitiv cred că este realul succes. Eu într-o zonă de un părinț mari sculptori, ai României și ai lumii. Te-a inspirat ceva anume? În principiu
Am avut și am un prieten, unul dintre sculptori, care a venit pe la mine pe aici și ca să se relaxeze a modelat într-o rădăcină de prun și așa a început ideea. Este ideea festivalului, primului festival. Apoi, ușor, ușor au venit și ceilalți, s-a făcut un grup pe Facebook, s-a propus festivalul și chiar s-a realizat. Cu această tradiție, cu dealul muierii, ce amintire ai? De la bunici? De la mamă? Da, de la... da, mi-l amintesc pe bunicul meu, care la începuturi, când eram eu foarte mic, obișnuia să plece cu carele pentru schimbul, pentru trocul care îl făceau. Duceau de aici fructe, țuică, ce produceau în zona noastră și veneau încărcați cu grâne, cu ceea ce nu se produce aici. Și, într-adevăr, mergeau pe dealul Muierii, tradiție care am structurat-o prin clusterul nostru, care l-am făcut cu Valentin. Și suntem la a doua ediție. Cu această ocazie a avut loc și promovarea destinațiilor turistice locale, Castelul Vrăjitoarelor, Căsuța Răsturnată, Pădurea Colorată, Struțăria lui Nea Marcel, Satele Părăsite, Ferma Porumbelul și multe altele. Bună ziua, da. Stăm la Struțăria lui Marcel. Da, bună ziua. Comuna Roșia de Amaradia, cea mai veche struțărie din țară, cred că este, când i-am luat eu prima dată. În țară era vreo 200 de fermieri. Acum sunt peste 15.000, cred că. Acum câți ani putem spune? 23 de ani. Felix și Otilia fac parte din prima generație. Eu i-am adus din Ungaria, de la un prieten, bineînțeles, contra cost. Am dat atunci 600 de milioane pe ei. Ați făcut un fel de pensiune agroturistică, nu? În care vizitatorii... Deci nu am dat drumul la societate, dar la noi totul este gratuit. De exemplu, veniți la mine, eu vă servesc un suc sau pe copii cu apă minerală sau cu o prăjitură sau cu produse de la struți, nu iau absolut nimic. Dacă vă simțiți bine, lăsați și dumneavoastră 2 lei. Dacă nu vă simțiți bine, veniți a doua oară și lăsați 4 lei. Ce comercializăm de la struți? E o afacere rentabilă? Totul. Produce într-un an de zile până la 5.000 de euro un struț. Și consumă 150 de euro. Deci, întotdeauna este avantaj, dar trebuie să știi să lucrezi cu ei. Că dacă nu știi să lucrezi cu ei, îți consumă 2000 de euro și nu-ți produce nimica. Pe tot traseul au fost amplasate standuri cu produse locale. Seriile s-au încheiat cu participarea ansamblurilor locale, a interpreților de muzică populară și instrumentală local și a tarafurilor din comunele participante. Pentru prima dată prezentăm în cadrul festivalului anumite obiective și anume astăzi ușile lui Traian, unde ne va spune domnul Vintu despre ce este vorba. Suntem pe deal, suntem spre câmpie cu turci, alergăm în dezvoltarea regională și în accesarea fondului pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltare turistică la nivel regional. Dealul Muierii se întinde pe 104 km. Este un festival cultural care pune în valoare un produs turistic și unde noi ne dorim foarte mult să facem zona atractivă și să atragem cât mai mult turiști și să dezvoltăm zona prin crearea de locuri de muncă pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, care ne dorim să nu mai plece în străinătate, să rămână alături. Vi-l prezint pe domnul Vintu Drăgan, care este membru în cluster Bioltenia. Bioltenia reprezintă destinațiile turistice la nivel regional, iar domnul Vintu, în momentul de față, ne va prezenta această zonă, care este o zonă minunată, pe care noi și cu acești tineri minunați, cu aceste fete minunate, eroine, mergem pe deal și vom face turul dealului Muierii. Mă numesc Drăgan Vintu, sunt născut și crescut în comuna Roșia de Amaradia. Vă spun că aici ne aflăm într-un loc istoric, o mare încărcătură istorică din comuna Roșia de Amaradia. Pe timpul când turcii ocupau țara românească, turcii și-au construit acolo un punct de observație. Aceasta se numea Cula Turcului. În partea dreaptă, spre comuna Bustuchin, unde o să ajunge și o să vedeți primul platou, acolo era un loc de popas, îi se spune Bordeiul Turcului. Călătorii care călătoreau pe drumurile spre Dunăre, acolo poposeau și înoptau. În periplul lor, fetele au urcat pe dealul Muierii și un traseu puțin mai greoi de la Ruget spre Fântâna Rece din Bustuchin. Pe drum s-au întâlnit cu produse locale, bineînțeles. Au poposit la Fântâna Rece, unde au servit cina și au avut parte de o seară culturală de neuitat, cu muzică și dansuri populare, cu povești ale locului.
În dimineața zilei de sânziene, după servirea micului dejun, s-a plecat la Fântâna Rece. Am întâlnit aici, avem un muzeu al bunicii, o mini-colecție de ei. Aparțin în mare parte bunicilor din partea soțului meu. Doar cele care sunt cu alb și negru aparțin bunicii mele din partea mamei. Sunt niște ei din Poiana Sibiului, pentru că bunica a fost poenăroaică. Se numesc costume ungurenești. Sunt preluate pe zona de Oltenia de Sub Munte, Polovraj, Vaideni, Novaci. O cămașă bărbătească de ungurean. O cămașă femeiască. Și toate încercăm să le recondiționăm și să le păstrăm cât mai bine. Cu sute manual, cam cât durează? Cu sute manual. Cred că 6 luni. Da. Mai avem niște batistuțe care se puneau în piept la nunți. Erau niște batiste cu sute. Ceva de genul mireasa cosea pentru ginere. Așa ceva. Niște trăistuțe țesute. Și acolo avem un război de țesut unde urmează să urzim și să țesem mai departe. Și războiul de unde l-ați moștenit? De la sora bunicii din partea tatălui. De undeva de la Limpești. Cam câți ani are el așa? Peste 100 de ani. Peste 100 de ani, da, e foarte vechi. Și cum le recondiționați? Adică cum le păstrați? Cum le... Iile? Le spălați cu săpun de casă? Sau cum, da, le spălăm cu săpun de casă, le lăsăm un pic la soare, le călcăm și le punem aici să le admirăm. Le și îmbrăcăm. Doar că mărimile sunt destul de mici. Dacă urmăriți, cumva bunicile noastre au fost mai micuțe, mai slăbuțe, mai drăguțe decât ceea ce avem noi acum pe piață. Mâncau mai sănătos. Da, 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 da. Și făceau mai multă mișcare, munceau mult mai mult. Este o ie cu sută cu mărgeluțe. Noi n-am avut așa ceva. Este tot din zona Gorjului, dar undeva lângă Târgu Jiu, Dănești. Sau Mateiești, în partea asta, spre Vâlcea. Noi le spuneam costume țărănești și alb și negru, costumele ungurenești de la ungurenii veniți din Poiana Sibiului. Le și închiriați, dacă dorește cineva să... Le oferim cu drag. Le oferim gratis, oferim cu drag. Considerați așa o atracție sporită în ultimii ani în față de ei și de portul românesc? Da, este, ca să zic așa, este un trend. Atelierele pe ei, la noi erau vechile șezători și cumva și lumea satului începe să se întoarcă spre tot ce înseamnă costume populare. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de toți zurlii. Dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum susțin gura mare, mă e stocul în cerneală. Și înainte de culcare, dă-i înscris poruncă morții. Când și-o ascuți pumnalul, să-l înfigă în mine, Doamne, și să-mi lase în viață calul. Pe deal, la cetatea dacică de la Grădiștea, s-a pus în scenă goana turcilor. Femeile au fost înarmate cu furci, securi și topoare. Fetele și-au continuat drumul spre satul Obârșia, comuna Dânciulești, pe deal. Au poposit pe un platou denumit și Piscul Ursului, aflat chiar în mijlocul regiunii Oltenia. Fiind și ziua de sânziene, a fost realizată o seară culturală cu specific local, cu dansuri populare, muzică populară, cu instrumentiști și interpreți locali, foc de tabără. Eu voi întoarce coșul ăsta și coșul va întoarce vatra și vatra va întoarce soba și soba întoarce grinzile cu horna și grinzile întorc podelele, leațurile și șindrilele, șindrilele întorc crângurile și crângurile întorc pe Sfântul Spiridon și pe Sânziene și pe Maica Domnului.
să întoarcă inimile celor împricinați unul asupra altuia, cu cugetele și cu dragostea să se împăciuiască.